duminică, nu? Am înțeles, mă. Nu schimbați invers. Păi și? Nu-i tot un drag? Eu spun că noi nu mai avem sâmbătă și duminică. Nu că faci ăla sâmbătă sau ăla duminică. Nu asta e problema. E problema că nu... Ce să fac în cursul săptămânii? Ai înțeles ce zic eu? Ce să fac în cursul săptămânii? Pot să mă duc lunea la, până mă duc la țară, până mă întorc, s-a dus dreacul ziua. N-ai când să-ți faci ce trebuie. Atunci de ce avem treaba avem eu. Nu s-a făcut bine la program, adică trebuie să facem un program, într-adevăr, trebuie în spadă, dar să fie bine pentru toată lumea. Treaba am eu cu Simin. El n-are casă, n-are masă, el îi convine, e mult mai convenit să vină la muncă. Eu cu Cernat putem să facem altă problemă, să o rezolvăm. Să facă unul o sâmbătă și o duminică, unul o sâmbătă și o duminică. Nu asta e problema. Problema e că lucrăm în fiecare sâmbătă și duminică. Asta vreau să spun. Ai înțeles? Bă, asta ți-am spus că discut eu cu Cernat. Nu e problema asta. Dar toată luna noi nu o să mai avem weekend. Asta vreau să-ți spun. Dai. Că la director normal că-i combine. Că știi care e sâmbăta și duminica om acolo. Dar nu așa, mă, Luciane, ăla îmi pula cald. Adică noi nu mai avem sâmbătă și duminică. Vagonetele China. Trebuie să vin, orică vin sâmbătă, orică vin duminică, tot trebuie să ocupat. Da. Nu, îl băgați-o pe ea la mijloc. Ia, uite,
problema.